În timp ce cântam și ne închinam împreună în aceste cântări minunate, a trecut prin inimă și prin suflet o imagine din Sfânta Scriptură. L-am văzut pe Ioan tocmai încheind cea de-a șaptea scrisoare acolo în insula Patmos, în răpirea pe care a avut-o. A scris ultima scrisoare bisericii din Laodicea. O scrisoare tristă, o scrisoare dureroasă. O scrisoare în care ne lasă să înțelegem că Iisus Hristos e afară din biserică. Zice, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, o intra. Și parcă l-am văzut pe Ioan gândindu-se, asta e tot? Scrisoarea mea, mesajul meu va fi pe parcursul la 3 capitole. Și apoi, dintr-o dată, ca orice necăjit, ca orice încercat, își ridică ochii în sus și zice, oh, cineva a lăsat o ușă deschisă. Am văzut în cer o ușă deschisă. A lăsat-o așa, intenționat a lăsat-o deschisă. Și am auzit un glas spunând, suie-te aici. Și cum a lăsat el toate cele descris și a scris scrisoarea aceea tristă la Odisei, Duhul Sfânt l-a luat și l-a dus într-o altă dimensiune, într-o altă stare, într-o altă realitate, într-o altă trăire, complet, complet alta. Și peste ce a dat când a intrat în cer, primul lucru peste ce a dat? Peste ce? Ce era în cer când a intrat el acolo? Ce era? Era worship. Era worship band. Era worship forever. Era worship. Parcă-l văd așa cum s-a strecurat, cum a intrat. Primul lucru care i-a atras atenția a fost, of course, the throne. Și cel care stătea pe tron. Și cum am spus dimineață, tronul e totdeauna ocupat. Și cel care stă pe tron e Domnul nostru, împăratul nostru, cel care are fața strălucitoare, iaspisul, dacă poate fi asemănat cu ceva. Și apoi ne descrie el, zice, știți cum era worship-ul ăsta? Zice, cele patru făpturi vii strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Strigau neîncetat, așa spune și Isaia în capitolul 6. Serafimii strigau neîncetat. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și cu cântarea lor, cu strigarea lor, cei 24 de bătrâni ce făceau? Se închinau, se aruncau la picioarele Domnului și își luau cununile și le aruncau la picioare. That's what I imagine when worship band praises. Eu abia aștept să vin la casa Domnului, la Emanuel, și să înceapă worship band. Poate unii dintre dumneavoastră, poate unii care nu înțeleg rostul acestor închinări, abia așteaptă să se termine, să vină predica. De ce țin așa lung? Ce-i cu gălăgia asta? Ce-i cu cântările astea? Nu le înțelegem, nu-s pe gustul nostru, nu ni se potrivesc. They miss the moment. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă în aceste cântări nu este a group sitting here and throwing a show or some of us here participating or more or less participating. No.
ne pregătim pentru ca să intrăm pe acea ușă lăsată deschisă, unde Cel care stă pe tron ne așteaptă, ne așteaptă pentru închinare. Acolo nu vom merge să ne spunem predicile și studiile biblice și ideile și pretențiile, acolo vom merge cu un singur gând. Să ne proșternem la picioarele Lui și să luăm cununile și să le aruncăm și să spunem, vrednic este El, vrednic este El, vrednic să primească toată slava, toată gloria, toată onoarea. Please don't miss the worship. Lasă cuvintele să treacă prin tine, gândește-te, meditează, reflectă. Cum spunea John, lasă, dincolo de choreography, if there is choreography, adică că mai ridici mâinile sau nu le ridici, sau te uiți la cel de lângă tine, cât le ridică, cum face, just don't get caught by that. Don't miss the worship. Because this is heaven. This is heaven. Și noi când avem aceste sesiuni de închinare, noi de fapt we pour our hearts. Noi deschidem inima și ne o punem la picioarele Domnului și o lăsăm acolo să se topească, să se inunde de prezența lui Dumnezeu și să-i spună lui Dumnezeu, I love you, I miss you, I want you. I just want you more. I cannot live without you. This is worship. This is what happens. So don't miss it, please. Do whatever it takes and don't miss it. Make all the adjustments. Go beyond the sounds and the instruments and the choreography and just let your heart to be poured. Just do that. Just try it. At least, măcar o dată. Well, anyway, you see, that's what worship does to me, and it just melts my heart and opens me, and I'm willing to be vulnerable. I'm willing to be myself and to just pour my heart. Beautiful word tonight. Already beautiful, preached 2,000 years ago. Deschideți Matei 5. Deschideți Matei 5. Citim de la versetul 1 la 12. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, făcătorii de pace, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înaintea voastră. Înainte de voi. Amin. Amin.
Una din bucuriile mele cele mai mari este atunci când pot, în cuvântul care îl aduc bisericii ca hrană duhovnicească, să, dacă pot, dacă reușesc, dacă este cu putință, să creez o anume continuitate. Vedeți dumneavoastră și cu studiile de joia, fratele Lazar și noi ceilalți care predicăm împreună cu dânsul, încercăm lucrul acesta. Mai puțin reușim asta duminica și mai sunt musafiri, mai sunt invitați speciali. Și totuși, dorința și pasiunea rămâne ca să existe continuitate în cuvânt, în mesaj, în învățătură. Și biserica să se aleagă cu ceva consistent, cu ceva temeinic, cu ceva care să țină de hrană duhovnicească până când ne întâlnim din nou și apoi să existe un build-up, ceva care se construiește. În seara aceasta am să împărtășesc cu dumneavoastră prima fericire, așa că titlul acestei predici este de la sine înțeles: ferice de cei săraci în Duh. Când îmi va veni rândul la slujbă, am să continui cu următoarea fericire și cu următoarea fericire și cu următoarea fericire. Pentru că psalmistul spune că despre mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Cred că de aceea suntem aici și astăzi și în seara aceasta. Haideți să schițăm contextul, să așezăm lucrurile pe o temelie și să conturăm puțin background-ul pentru ce se întâmplă aici. Predica de pe munte este marea carte a împărăției lui Dumnezeu. Este încununarea principiilor dumnezeiești care arată către un stil de viață, arată către un mod de a fi, o etică a împărăției lui Dumnezeu. Și suntem undeva la începutul misiunii. Trecuseră aproximativ 6 luni de când Domnul Iisus Hristos a început misiunea, a început predicarea, a început vindecările și minunile care le făcea. Și acolo, în Galileea, avea baza misionară, avea his ministry base. Și de acolo și-a adunat ucenicii. În satele din jurul Mării Galilei și în zona aceea a fost începutul acestei invazii. Este ca o invazie, este o foarte, foarte mare proclamare a împărăției lui Dumnezeu. Și predica aceasta de pe munte, Matei ne-o descrie în capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7, cuprinde esența unui stil de viață. Și sigur, concluzia acestei predici este la fel de radicală și la fel de șocantă. Versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și nu este prima dată când Domnul Iisus are stilul acesta de a surprinde, de a șoca. Pe când toți vor să-L ia și să-L ducă cu forța, să-L facă împărat, El se pregătea să meargă să ia crucea, să moară, să fie coronat, încoronat, dar bineînțeles cu spini. Așa este și aici. Vrea să dea învățătura de bază, vrea să pună fundația și vrea să spună: dacă avem fundația asta pusă, putem zidi mai departe, putem construi, putem avea continuitate.
Și le pregătește oarecum inima și sufletul ucenicilor și ascultătorilor. Și apoi, pe când se vorbească despre această împărăție, despre legile împărăției, am fost recent la o nuntă într-un oraș unde o biserică tocmai s-a rupt și așa au obiceiul multe biserici române să se mai rupă, crezând că rezolvă niște lucruri și dau peste altele mult mai mari, mult mai grave. Și un prieten, un frate zice, acum să vezi ce greu ne este, pentru că acum trebuie să ne facem statutul. Acum lucrăm la statut, lucrăm la baila. Sigur că e important statutul, e important un baila. Dar prea suntem obsedați și preocupați de lucrurile acestea pământești, firești, sau mai degrabă luăm modelele din lumea aceasta, din împărăția lumii acesteia, care n-are nimic cu Dumnezeu. Știți ce spune Scriptura despre lumea aceasta? Că zace în cel rău. Cine are legile împărăției, cine are statutul împărăției, cine are bylaw-ul împărăției, cine are marea carte a împărăției, este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă cineva vrea să înțeleagă principiile acestea de viață și de lucru, începe sigur cu predica de pe munte. Undeva în apropierea Capernaumului, pe un podiș, pe un deal, s-au adunat, au venit, spune Matei, deja misiunea lui a făcut foarte multă vâlvă și multă agitație și oamenii, vestea despre el, despre predicile lui și mai ales despre minunile și vindecările care se făceau prin el și pe care Domnul Iisus le făcea atunci când aduceau la el bolnavi, aduceau la el necăjiți, aduceau la el oameni posedați de cel rău și el îi elibera. Zice, vestea aceasta s-a dus până în Siria. Și în această Galileea neamurilor, în această cultură, în această societate oarecum pe care cei de la Ierusalim o considerau provincia, o considerau cei de la țară, cei care vorbesc cu accent, cei care sunt un amestec, un mare istoric, Iosif Flaviu, spune, galileenii aceștia erau niște oameni foarte deschiși, dar erau niște oameni foarte revoluționari. Erau niște oameni cu care se putea porni o revoluție, se putea porni o mișcare de trezire, de schimbare. Și oamenii aceștia au fost foarte receptivi la tot ce se întâmplă. Cine-i tânărul acesta? Cine-i tâmplarul acesta? Cine-i acest fiu al lui Iosif și al Mariei? Cei cu predicile lui și mai ales cei cu rugăciunile lui și cu atingerile lui și cu supranaturalul care emană din el? Cine este? Și acum i-a adunat, au venit la el un magnetism care se simțea în jurul lui. Au venit la el de pretutindeni, au venit la el și din Ierusalim și din Iudeea. Și i-a dus, a simțit că acum este momentul, i-a dus pe acest deal, i-a dus acolo, i-a așezat jos și a început să le vorbească despre împărăție. Și iată, surprinzător, cu ce începe. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Cred că s-au uitat așa unul la altul și au zis, what is he talking about? Ce e asta? Sărac și fericit? Ce ziceți, lucrează cuvintele astea două? Sărac și fericit? Merg într-o propoziție? Merg una lângă alta? Se asociază? Sunt într-un ritm anume? Mai tare și mai surprinzător, zice, ferice de cei ce plâng. Fericire și lacrimi? What's wrong with this guy? What is he trying to say? Noi vrem statut, noi vrem legi, noi vrem să ne spună cine conduce, cine e șeful, cine-s miniștrii,
Cum o să fie când se face împărat? Cum o să fie când îi alungăm pe romanii, dăm afară? Noi vrem schimbări, altfel de schimbări vrem noi. Ferice de cei blânzi. Ferice de cei blânzi. Că cei vor fi, ei vor moșteni pământul. Blând? Și cred că zeloții își frecau mânerul pumnalului și zicea: oh my goodness, I cannot wait, când începe revoluția, când începe scandalul. Abia apuc să folosesc arma asta într-un grec sau într-un roman sau într-un stranierii, într-un gringo, într-un străin, unul care nu-i de al nostru, care nu-i de aici, n-are ce să caute aici, dăm afară. Și el spune: oh, by the way, guys, ferice de cei blânzi, cei vor moșteni pământul. What? Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Wow! Despre ce vorbește omul ăsta? Am crezut că ne dă de mâncare, ne rezolvă problemele. Și acum el vorbește despre flămând și însetat după neprihănire. Ceva ce nu putem atinge, nu putem ajunge. Anyway. Deci vă dați seama, sau cel puțin încercați, vă rog, să surprindeți cât de frapantă și cât de șocantă poate să fie această predică. Și ce tensiune și ce gol din acela în stomac îți creează. What is he talking about? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Sigur că va trebui să definim termenii, apoi va trebui să ilustrăm acest principiu și sigur să facem, dacă e cu putință, aplicația. Aplicația o facem după ce plecăm de aici. You know, acum suntem toți nice. You guys are watching, okay, mai are 15 minute. He's trying to start, you know. But then we live. Yeah. But then it's aplicația. La definirea termenilor va trebui să fim foarte atenți, pentru că în limba greacă avem mai mulți termeni pentru sărac. Sărac în duh. Și ce înseamnă sărac în duh? Românul neaoș, ca să nu zic șmecher, e un neaoș, așa e o vorbă, mulți tineri habar nu au ce cuvânt e ăsta, din ce limbă, yeah. La Timișoara? Nu este la Timișoara. I know. Yeah. Imediat a preluat ideea asta și știți ce a făcut din fericirea asta? A zis: lasă-l săracul, că e sărac, e sărac cu Duhul. Dar în conceptul nostru și în exprimarea noastră, săracul Duhul înseamnă că, băi, uită-te la el, nu-ți pui mintea cu el, îl bați pe umăr și îl încurajezi și te duci mai departe, că n-are rost. Cam asta e ideea. E sărac cu Duhul, mai sărac cu Duhul, mai prinde posturi străine, mai nu-l băga în seamă, lasă-l, că atâta poate. E sărac cu Duhul. Vedeți ce am făcut noi cu fericirea aceasta? Domnul Iisus spune: ferice de cei săraci în Duh. Ce înseamnă sărac în Duh? Avem în limba greacă un termen, penes, penecros, care înseamnă un sărac care se poate sluji, e sărac, dar se descurcă, e
se poate îngriji singur, se duce de la o zi la alta, se mișcă singur, își rezolvă problemele singur, supraviețuiește, muncește pentru a trăi, merge de la o zi la alta. Odată am trecut prin orașul dumneavoastră, mulți ani în urmă, și un frate m-a luat și a zis, hai cu mine, nu-i fratele Lazar, să fiu bineînțeles, un alt frate m-a luat și a zis, hai cu mine la spital, la fratele Mazilu, mergem să-l vizităm pe fratele Mazilu. Și am mers și în mașină îl întreb, ce mai faci, cum mai ești, cum o mai duci? Și zice către mine, zice, știi cum îs? Am timp, zice, să-mi scot piciorul dintr-o groapă ca să mi-o pun într-o alta. Adică vorba aceea a noastră care zice, cum e frate? Cum e? Ca pe pământ. Ca pe pământ. Așa mergem de la o zi la alta. Ne tragem pe jos. Nu-i ușor. Sau mai zicem, nu mă plâng că nu mă crede nimeni. Sau expresii de felul acesta. Vedeți, este săracul acesta care el este sărac cumva, el își vede limitele și neputințele, dar se descurcă singur și merge așa. Merge așa din greu, merge cum poate. Cuvântul folosit aici însă este altul. Cuvântul folosit în Evanghelie și în predica aceasta, ferice de cei săraci în Duh, este un cuvânt, cuvântul în greacă este ptokoi, nu știu dacă să vă mai necăjesc cu expresiile acestea, dar înseamnă cu totul altceva. Înseamnă o sărăcie absolută. Înseamnă să n-ai nicio resursă, să n-ai nicio putere, să n-ai absolut nicio soluție și nicio altă variantă și posibilitate de a mai face ceva. Un om care se prinde de un altul și care zice, singura mea speranță ești tu. N-am altă soluție, n-am altă posibilitate. Și în limba ebraică sunt patru cuvinte pentru sărăcie. Sunt patru termeni. Un termen spune că e sărac pur și simplu, adică e fără averi, fără resurse, e un sărac fără influență, fără relații, fără conexii, fără putere socială, e un sărac după aceea care nu are nici măcar libertatea de a se mișca, este sub asuprirea și controlul altora și este un sărac, într-un alt termen, într-un alt nivel de sărăcie, unul fără niciun ajutor de la oameni și căruia singura speranță este Dumnezeu. Despre ce sărac vorbește Domnul Iisus? Cum este să ajungi în faza în care să-ți dai seama că depinzi total de Dumnezeu? Să fii într-o stare încât să poți să-i spui lui Dumnezeu, știi ceva, Doamne? Nici măcar nu încerc variantele mele. Nici măcar nu încerc relațiile mele și posibilitățile mele și știu eu, conexiile care le am și așa mai departe. Nu, Doamne! Sunt un om sărac în duh și depind total de Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, cine e așa, e un om fericit. Cine e desprins de lumea asta, cine e desprins de oameni, cine e desprins de toate, dar e lipit tare de Dumnezeu și depinde total de Dumnezeu, e un om fericit, spune Domnul Iisus. E mare, mare diferență. Termenul acesta îl găsim în Psalmul 34:6, când strigă un nenorocit. Ăsta e termenul acolo. Când strigă un nenorocit. Domnul aude și-l scapă din toate necazurile lui. Pentru că omul ăsta pur și simplu îi spune lui Dumnezeu, știi ceva, Doamne? Tu ești totul pentru mine. But I really mean it. It's real. Noi de multe ori zicem, dar
Să vezi cum ne descurcăm singuri, cum avem ideile noastre, cum avem agenda noastră, cum avem soluțiile noastre, cum avem conexiile noastre, cum ne luptăm de unii singuri să rezolvăm problemele. Și Dumnezeu zice, sigur că nu ești fericit, pentru că n-ai ales încă să depinzi total de mine. Da, Doamne, dar depind de tine, dar cum să nu fac nimic? Cum? Da. Și atunci zice, vrei să încerci tu? Bun, go ahead, încearcă. Go ahead și let me know how far you got. Just let me know. Și sigur că ne lasă până când ne epuizăm toate resursele noastre. Și până la urmă tot ajungem la El și spunem, you know what, I think I got it. It's only you. I depend on you. To draw the next breath, I depend on you. To make the next move, I depend on you. Cineva spunea, de ce bate inima intermitent? Și folosea o imagine poetică și foarte frumoasă, zice că bate și apoi se uită la Dumnezeu și zice, mai bat? Și Dumnezeu zice, mai bate. Mai bate odată. Iar se uită, mai bat? Mai bate. Mai bat? Mai bate. Pentru că depindem de Dumnezeu în absolut tot. America a dezvoltat în noi un spirit individualist, un spirit de, look at me, look who I am, you know? I'm a self-made man. Yeah. You see? Self-made. Americanul a zis odată, my dad said that you are a self-made man, huh? Yes. I'm a self-made man. Am venit în America, m-am descurcat, am făcut, am dres, and I'm a self-made man. Well, if you are a self-made man, why you made yourself like this? Why? Dacă te poți descurca singur, sărac în duh înseamnă să depinzi total de Dumnezeu. Să ți se schimbe complet gândirea, mentalitatea, știința, abordarea vieții și a lucrurilor. Cum a spus Domnul Iisus Hristos în joia aceea finală, după ce a luat cina cu ucenicii și se pregătea pentru arestare și pentru suferință, le-a spus, aveți grijă, pentru că despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Ioan 15. Doamne, câte lucruri nu facem fără tine. Câte lucruri nu facem de capul nostru. Câte lucruri nu facem că așa ne trece nouă prin cap și așa ne gândim. Spune Domnul Iisus în Luca 18 că un vameș și un fariseu s-au dus la templu. Fariseul stătea în față, așa cum stau eu aici în față, și vameșul stătea în spate, așa cum îmi place lui Petrică, tot timpul în spate. Și când cineva îi spune lui Petrică, dar Petrică, tu nu vii acolo în față? Zice, nu, că fața e aici. Dar numai el știe secretul ăsta, nu știu cum... Numai el știe că fața e acolo. You see? Fariseul zicea, look, this is my resume. I did this check mark. And I did this check mark. And then I solved this check mark. Și am dat zeciuială check mark. Și am făcut și asta bine check mark. Really? And then he just noticed că nu-i singur în templu și zice, yeah, exactly. By the way, you know, that guy in the back, ăla care stă acolo în spate, oh, Lord, thank you. Thank you, I'm not like him. I'm not like Petrica Drăghici. Hey, this is Dorin Druhora. What do you think? This is not Petrica Drăghici. He's in the back, always in the back. I'm better. And God just said, you know what, Dorin Druhora, if you are like that, arrogant, self-sufficient, self-righteous, plin de sine, mândrie religioasă, you're just religious but lost. Religious but lost. And Petrica Drăghici goes home saved. And of course, you know, all of us, if we humble ourselves, dacă ne smerim, dacă ne pocăim și dacă înțelegem că depindem total de Dumnezeu,
Ăla se bătea în piept și spunea atâta: Lord, have mercy on me. Ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Depind total de Tine. Isaia 64, cu 6, are altă revelație, profetul de care v-am vorbit puțin dimineață, și spune, zice, știți, haideți să ne uităm la faptele noastre, toate faptele noastre bune, toate faptele noastre morale, toate faptele noastre cu care ne lăudăm noi, sunt ale noastre. Ha, cum spune el? Sunt ca o haină murdară, ca o haină mânjită. N-au nicio valoare. Nu. Și lui Zaharia, Domnul îi dă o viziune, profetul lui Zaharia, îi dă o viziune și spune: I want to show you ce pot să fac cu marele preot, cu Iosua. Și ce face? Îl dezbracă de hainele lui murdare, îl dezbracă de zdrențe, îl dezbracă de religie, îl dezbracă de pretențiile lui, îl dezbracă de self-sufficiency. Credeți că e simplu? Nu e simplu. De fapt, nu numai că nu e simplu, e imposibil. Asta e lecția din Marcu 10, cu care vreau să închei în ultima ilustrație. De fapt, am să folosesc două ilustrații. I'm watching the blue, the beautiful blue watch. Also. Când la Peniel, la râul Iaboc, patriarhul Iacov se luptă cu îngerul, nu? El luptă cu îngerul. Știți cât se luptă? Până când nu mai are nicio putere. Singurul lucru care mai poate să-l facă, Iacov, știți care este? Să se aghețe de el. Atât mai face, se agață de el. Și spune, nu te las până nu mă binecuvântez. Nu mai am resurse să mă lupt, nu mai am putere să mă lupt. Mi-am consumat în noaptea asta, am înțeles cumva că a trebuit o noapte de zbucium și să mă zbat. Și m-ai lăsat cumva să mă zbat, că am crezut că eu pot. Acum nu mai am absolut nicio energie, numai atâta mi-a mai rămas energia de a mă ține de Tine. Și numai atâta, acum înțeleg că de fapt mă țin de Tine și depind de Tine, depind total de Tine. Și ultima lovitură care o dă, e o lovitură așa, punct ochit, punct lovit, îi trage una în coapsă și omenește, fizic, ai fi zis, no, acum pe lângă că e înșelător, mai e și șchiop. Și momentul ăla, șchiopul începe să umble mai drept, mai frumos, mai curat. Vine Esau și zice, mă pun în fața lor, mă sacrific eu. Până acum el era cu șiretlicurile, cu aranjamentele, cu suciturile, cu rezolvările omenești. Și acum, după întâlnirea cu Dumnezeu și după lovitura aceea și după lecția depind de Tine, mă țin de Tine, mă agăț de Tine, Iacov spune, voi stați aici, mamele, copiii, I guess, pentru că transformarea nu-i overnight, still. Unde Iosif? All the way in the back, you see? Și Rahela? Just to be safe. But I love the move, cum se mișcă el. Ce face? Merge și se pune în fața lor și zice, dacă Esau vine și e mânios și vrea să răzbune și nu l-a convins ce i-am trimis, cadourile, dacă vrea să lovească, să lovească prima dată în mine. E o mare schimbare, o mare transformare. Și a doua ilustrație, ce înseamnă sărac în duh, este în Marcu, în capitolul 10. Vine un tânăr bine crescut, elegant, frumos, moral, mulți și l-ar fi dorit,
de ginere, om de bază, care vine și spune, Doamne, toate legile astea, toate poruncile astea le-am împlinit de când eram copil, m-au crescut bine, m-au dat la școala de șabat și le-am învățat pe de roșu și le-am practicat. Și Domnul nu-i spune, știi ceva, ești cam arogant și cam exagerez. Și nu e așa, pentru că ai încălcat și asta și asta și asta. Nu, se uită la el și îl iubește și spune, yeah, but you're missing something. You're missing one thing, and that's the most important thing. Îți lipsește un lucru. Să te desprinzi de toate, să nu te mai încrezi în nimic și să te prinzi de mine. Să te legi de... Dar eu vreau să merg în cer. Spunem rețeta, dăm lista. Eu am fost obișnuit, așa am crescut în sinagoga noastră. Tot timpul primeam liste și spunea, dacă faci lista asta, primești recompensa. Dacă ești băiat bun, dacă ești cu minte, uite, și... A venit la Domnul Iisus crezând că Domnul Iisus o să-i dea și el listă. Uite, asta e lista mea. Învață predica de pe munte pe de rost, du-te practic-o și ne vedem în cer. Iisus i-a spus, nu, copile, în cer nu se ajunge așa. Singura șansă de a ajunge în cer, care este? Să lași tot, să te desprinzi de tot, până și crucea s-o iei, să-ți pui eul tău pe cruce și să vii după mine, să te prinzi de mine, să te agăți de mine și să înțelegi că numai eu te pot duce în cer. Și a plecat. Ucenicii au zis, dacă e așa greu. Și el a zis, da, știți despre ce e vorba aici? E vorba de încrederea în lucrurile pământești, încrederea în avere, de aceea e așa greu, că te încrezi în lucrurile astea și nu în Dumnezeu. It's all about trusting God. Doesn't matter, cum a spus cuvântul profetic care ne-a dat Domnul pentru cei 25 de ani, cum a încheiat Dumnezeu într-un corolar excepțional de frumos și ne-a spus aici prin fratele Fisher. Cum a zis? Tu ești, you're going in the right direction. Și când mergi, chiar când mergi unde ți-a spus Iisus să mergi, nu ești lipsit de furtună. Și chiar dacă tu nu-L vezi, El te vede. Și vine la tine. Și nu te lasă. Și trebuie să înțelegi că depinzi de El și depindem total de El. Asta e problema, a zis Domnul Iisus. S-a încrezut în avere și cine se încrede în avere, mai bine intră cămila prin urechea acului decât să intre bogatul, omul care se încrede în avere, în împărăție. Ucenicii a zis, înseamnă că e foarte greu. Și acum îmi place, aici e punctul, cu asta încheiem seara. A zis Domnul Iisus, nu-i greu. Nu. It's impossible. Nu-i greu. I guess că, what? Yeah, it's impossible pentru om. El trebuie să se prindă de Dumnezeu. Să se aghețe de Dumnezeu, să respire Dumnezeu, să mănânce Dumnezeu, să bea din Iisus, să trăiască din Iisus, să pulseze în El Iisus, să se aghețe de Dumnezeu, să înțeleagă că tot ce este și tot ce se poate este numai prin El și numai cu El. Ne ridicăm înaintea Domnului, ne ridicăm în prezența Domnului, și ne rugăm ca să se deschidă mintea noastră, să se deschidă ochii noștri duhovnicești, să se deschidă inima noastră și să înțelegem că aceasta este condiția omului fericit. Omul care depinde total de Dumnezeu. Care se agață de El și nu mai spune, știi ceva, eu pot pentru că-s român, eu pot pentru că-s penticostal, eu pot pentru că știu engleză, eu pot pentru că am relații, eu pot pentru că sunt bine văzut, eu pot pentru că am bani. Să te agheți de Iisus și să spui, nu mai pot, nu pot nimic și nici nu vreau să pot. Să spui ca Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Așa începe
predica de pe munte, cu această dependență, cu această lecție a dependenței. Asta e prima piatră de fundație, de fapt e piatra de Can you trust me? Can you just trust me? Da, Doamne, dai furtună, nu-i nimic, can you trust me? Dar nu te văd, Doamne, ia, nu vezi, în furtună e greu, but can you trust me? Da, dar sunt bolnav, dar nu am salar, dar nu am, nu știu ce nu am. Și dăm lista lui Dumnezeu cu ce nu putem și ce nu avem. Și de fapt, nu înțelegem că tot designul acesta este ca școala zdrobirii să ne învețe o lecție sigură. E o noapte în care ne răfuim cu Dumnezeu și ne luptăm cu Dumnezeu și Dumnezeu ne lasă până când ni se epuizează toate forțele. Și ce ne mai rămâne? Ne rămâne să ne agățăm de El. Ce frumos era dacă tânărul rămânea, tânărul bogat, rămânea până la urmă și înțelegea lecția. Calea cu Hristos nu e nici ușoară și nu e nici grea. Omenește, e imposibilă. Adică de unul singur e imposibil. Dar când te agheți de El, când te arunci în brațele Lui, când îți pui încrederea în El, când îți dai seama că depinzi total de El, atunci se poate. Este cu neputință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Până a închis ochii, tatăl meu a zis, dragul tată, aș vrea să fac legământ cu Dumnezeu, dar mi-e frică că te fac de rușine, nu o să mă pot ține. Și eu îi spuneam, tată, dar pariul nu e între tine și Dumnezeu, dacă te ții sau nu te ții. Tu nu înțelegi că nu stă în puterea ta de a te ține. Te ține Dumnezeu. Zice Pavel, vreau să-L apuc, dar știți de ce vreau să-L apuc? Să mă agăț de El, pentru că El m-a apucat primul. El m-a prins primul, El mă ține în palma Lui. Și acum sărăcia mea în duh înseamnă să depind total de El, să mă arunc în brațele Lui, să mă țin de El și să spun, Doamne, nimic fără Tine și totul prin Tine. Ce ziceți dacă începem cam cu așa ceva? Cam cum se schimbă viața noastră, cum se schimbă gândirea noastră, cum se schimbă prioritățile noastre, cum se schimbă ziua noastră și cum dispare stresul și problemele și ne aruncăm în brațele Lui și ne prindem de El și ne spunem, Doamne, suntem așa de săraci în noi înșine, decât nu ne rămâne decât o singură soluție, o singură șansă, să ne prindem de Tine. Haideți în seara aceasta să facem rugăciunea aceasta în felul în care fiecare o simte, în Duhul Lui, în mintea Lui, în limbajul Lui. Dumnezeu înțelege, pricepe. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau într-adevăr să depind de Tine. Vreau să fiu și eu fericitul acela, sărac în Duh, adică care depinde numai de Tine. Și să crească încrederea, să crească relația noastră, intimitatea noastră și să mă încred mai mult în Tine și Tu să poți lucra în viața mea. Ne rugăm.